Da, s-a mai încălzit vremea, a trecut vortexul polar, a trecut gelul, a trecut și am trecut și eu la vestuță. Taira, 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 taira. Bună dimineața, stimați prieteni, stimați colegi care ați intrat aici pe canal. Am lăsat deoparte fâșul, am lăsat deoparte geaca și am luat vestuța la 0 grade. Știți filmul? Dragoste la 0 grade. Dragoste cum să cade. O gură de cafea în cinstea voastră. Cafea primită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea de la Ildico și Chris din UK, să fie sănătoși, de la Dan de peste ocean și de la alți și alți prieteni cărora nu pot decât să le mulțumesc. Ce faceți? Cum sunteți? Sunteți bine din moment ce ați intrat aici pe canal. Sunteți bine. A sunat clopoțelul? Înseamnă că v-ați abonat. Am ajuns cu greu în fața voastră astăzi, că știți, eu încerc să-mi respect programul ăsta de luni până vineri de la 10, că am fost la Lidl, la cumpărături, la Lidl. Bă, s-au modernizat și ăștia. Până acum era un baci, un nene, care îți lua temperatura aici, ni, cu un aparat. Acum au pus de la de termoscanare, trebuie să mergi să-ți apropii fruntea și să piuie. Piu, 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 piu. Mai mult are de lucru baciu, nu mai are termometru la el, dar stă acolo și spune, mai sus, mai aproape cu capul, dați-vă jos basca, dați-vă Lidl, pentru că merit să fii surprins, nu-i așa? Tot timpul mă întreabă la casă în ultima lună, aveți descărcat aplicația Lidl? Aplicație, mi s-a aplicat, atâtea aplicații am descărcate de... Și tot paradoxal că trăim în România, să mai dau bulinuțe care se lipesc. Deci tu trebuie să ai aplicația, dar primești și bulinuțe pe care să le lipești pe un talon și ce poți obține cu acel talon la 10 bulinuțe, reducere substanțiale la sculele, reduceri substanțiale la sculele șefului Florin Dumitrescu. Asta mai lipsea, să-mi iau sculă de la Florin Dumitrescu, să iau scula lui. Nu m-a prosti, nu m-a prosti. Important e că am reușit să vin cu bine și stau în fața dumneavoastră așa, în vestuță. Mă, e cald în Cluj-Napoca, parcă am fi în Zanzibar sau în Zanzibar. No, l-au pus și pe Biden președinte, l-au împăiat și l-au pus acolo la Capitoliu. 78 de ani trecuți, nu știe pe ce lume îi. Nu știe, eu cântat Lady Gaga, tărărărăr, eu stătea și se uita ca la desene animate, bravo lui, băiat bun. Au zis că primul telefon pe care îl va da va fi unul adresat premierului Canadei, Justin sau Justin Trudeau. Păi nu-i mai la îndemână să meargă la Cascada Niagara și să-l strige. Că sunt acolo vecini la Niagara. Mă, Justinie, mă! Zim, ce să fac? M-au pus ăștia președinte, zi, tu ce ai face? Felicitările au curs, nu-i așa? Felicitările au curs din toate părțile. Nenea lui Iliescu, care a spus, îl știu pe Joe, încă de mic, are un potențial extraordinar. Și Klaus Iohannis i-a trimis o scrisoare de felicitare prin care speră să colaboreze în continuare la fel de bine cu SUA, bla, 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 bla. Putin nu a zis nimic. Putin e ocupat. Putin e ocupat să-și mobileze castelul. L-ați văzut pe Navalny ce dezvăluire a făcut? Ci că Putin are în apropierea Mării Negre un castel ridicat în valoare de vreun miliard de euro, cum ar zice țirea cu un fleac. No, e ok, ca orice dictator trebuie să aibă un castel. Dar ce m-a surprins, dormitorul are o suprafață de 260 de metri pătrați. Băi, în dormitor ce faci? Dormi? Nu? Dorm. Nu se pune el într-un colț al dormitorului și strigă una dintre gagici. O strigă. Hai și la mine! Aia ce face? Se pune parole și vine într-o fugă la Putin? Nu știu. Asta e politica, vedeți? Și Norica Nicolai vrea să se înscrie în AUR. Norica Nicolai, o știți pe Norica Nicolai, PDL, ALDE și alte religii și acum vrea să se înscrie în AUR. Adică Norica Nicolai să devină un fel de Șoșoacă 2? Habar n-am, dar vaccinul merge înainte, campania merge înainte, ieri s-a vaccinat și Kelemen Hunor cu un tricou bilingv. Imediat după vaccin a început să vorbească o secuiască perfectă ca în Tirghi Mirghi. Iar ministrul educației, domnul Câmpeanu, a venit cu o cămașă cu Sky. Ați văzut cum a ridicat? Obișnuit de la meditații, cu buzunarele cu Sky în care elevii să pună ce au depus. Rareș Bogdan este cu botul pe labe. A fost spus, își cere scuze. Rareș Bogdan își cere scuze pentru că l-a atacat pe Ludovic Orban. Zice, am folosit un limbaj de stradă.
Păi ce să folosești, mă, Rareș? Hai că te iert, că ești de-a nostru, din Ocna Mureș. Să folosești limbaj de autostradă, că noi n-avem așa ceva. Vezi, studie treabă. Lasă că e bine, mai bem o cafeluță, pe buymeacoffee.com/nicubendea să pot dona, că n-am făcut rău la nimeni. Nici Vâlcov n-a făcut rău la nimeni, dar i-au retras ăștia titlul de doctor. Nu mai are doctoratul Vâlcov. În schimb, a rămas cu milioanele de euro, cu tablourile ascunse în criptă, cu bani ascunși în criptă, bani ajungi deja criptomonede. Cine poate, poate. Ca Ronaldo, Cristiano Ronaldo a ajuns recordman mondial la numărul de goluri. 760 de goluri marcate. Cristi Dulca, prietenul meu, care acum de ieri este selecționer la echipa națională feminină de fotbal a României, a zis că acest record poate fi depășit. Cristi, dragă, ai grijă să ții în mână vestiarul. Bă, e greu. Pentru 5 ani să fii antrenorul echipei naționale de fotbal feminin a României, e greu. Dar îl știm pe Cristi foarte serios, așa că n-avem nicio problemă. Să nu vină numai Borcea pe fir. Să bage el o sponsorizare sau nu știu ce să bage. A zis Borcea, zice, cum? 760 de goluri a marcat Ronaldo. Eu am marcat mai mult. La 50 de ani recunoaște că în urmă cu 20 de ani a început primele proceduri de înfrumusețare. Un pic de botox aici, un pic de rimel aici, un pic de bisturiu aici. Borcea a făcut bani, a recunoscut, zice, atâția bani am avut că am umplut în casă un perete pe care era o bibliotecă. Auziți, fraților? Deci în bibliotecă ce ții? Mulțumesc, cărți. El ce ținea? Bani. În bibliotecă el ținea bani. Acum să sperăm că își revine, după ce doamna Dăncilă își lansează cartea, Borcea va pune măcar cartea doamnei Dăncilă acolo pe raft, între celelalte teancuri de bani. Doamna Dăncilă, spicuim din cartea ce o să apară. Deci a venit Marcel Ciolacu la mine, a jucat un teatru ieftin, un teatru prost, l-am simțit și am făcut un ceai de fructe. Atâta știe să facă, doar nu să-i facă sarmale sau un sandwich cala, sandwich maker sau o sechei caposta sau broșoi sau tordoi pecene sau ce să facă doamna Dăncilă. I-a făcut un ceai și l-a întrebat, ce ai cu mine? Hai de capul meu! A ajuns doamna Dăncilă să scrie cărți. Pușcăria și scriu cărți. Mai ține minte cineva că în urmă cu 5-7 de ani Eugen Ionescu era ales membru de plin al Academiei Franceze, al Academiei Franceze Eugen Ionescu? Nu mai ține minte nimeni. Mai știe cineva că într-o zi de 21 ianuarie, în anul 1927, se năștea Petru Creția? Voi știți că vorbim, Petru Creția, numit de noi ca omul de plin, sau cam așa, al culturii române. Petru Creția, care dădea o definiție frumoasă a prieteniei. Petru Creția spunea că prietenia este un sentiment larg, care leagă oamenii care au o anumită calitate și o anumită idealitate. Da? Prietenia, asta ne leagă pe noi. Voi cei aproape 5500 care intrați zi de zi pe acest canal, voi și cu mine suntem legați printr-o prietenie, într-un sens larg. Astăzi este și Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Aș dori să vă îmbrățișez, dar mă taxează ăștia, că nu-i voie, că e pandemie. Ziua Internațională a Îmbrățișărilor. Dar aș dori, așa să zic, să îmbrățișeze tinerii de mici cartea, să îmbrățișeze cariera, să-și îmbrățișeze vocația, să îmbrățișeze o meserie și să ne îmbrățișăm unii pe alții într-un sentiment larg al prieteniei, cum ar fi zis Petru Creția. Mai trebuie amintite și vorbele din bătrâni, nu numai vorbele astea contemporane, actuale, vaccin, COVID, termoscanare, distanțare. Astea sunt și trec. Prietenia rămâne. Vă mulțumesc pentru prietenia pe care zboară porumbei, prieteni și ei cu noi. Vă mulțumesc pentru prietenia pe care mi-o purtați zi de zi, de luni până vineri, de la 10 aici și nu numai. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de cafea oferită pe buymeacoffee.com/nicubendea și vă aștept în secțiunea comentarii să discutăm și să dezbatem și să despicăm firele în patru.
O zi superbă vă doresc, numai bine!